din nou. Declar deschise rotările ședinței ordinare din data de 2 septembrie 2021. Îmi dau cuvântul domnului secretar pentru a efectua prezența și pentru a supune la vot procesul de verbal din ședințele anterioare. Bun, deci din cei 11 consilieri în funcție sunt prezenți 11 consilieri, cu mențiunea că domnul Șerche e prezent prin mijloace electronice. Așa, cu privire la procesele verbale. Procesul verbal al ședinței ordinare din 26 martie. Aveți obiecție? Cine este pentru? Unanim. Domnul Șerche, pentru? Unanimitate de votul pentru. Vă prezint ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru numele mai scuze. Am proiect procesul verbal al ședinței din 16 aprilie. Am să difesti. Da. Aveți obiecție? Cine este pentru? Domnul Șentea? Da, pentru toată lumea. Unanimitate de vot. Da. Continuăm. Deci prezint ordinea de zi. E numai de toate și apoi numărul, nu? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie. 2. Proiect de hotărâre privind abrogarea articolului 1 și modificarea articolului 3 din HCL Sărata numărul 14/2021 și abrogarea articolului 1 din HCL Sărata 40/2020. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 2 la contractul de delegare a gestiunilor serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetului local al Comunei Sărata pe anul 2020. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție a bugetului local al Comunei Sărata pe trimestrul 1/2021. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociației Grupul de Acțiune Locală Plaiurile Bistriței. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Sărata. Iar la suplimentare, doamna primar, supun la vot. Da. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Domnul Șerche? Pentru. Așa, doamna primar solicită suplimentarea ordinei zi cu 3 proiecte de hotărâre. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de prezentare a reprezentantului legal al Comunei Sărata în AGA Crab Bacău și în AGA Adis Bacău. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind țarea terenului în suprafața de 332 m² proprietate privată a Comunei Sărata. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 104 m² proprietate privată a Comunei Sărata. Cine este de acord cu suplimentarea? Cine mă rog? Pentru? Pentru. Domnul Șerche? Pentru. Da. Da, începem cu punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2021. Cine este pentru? Doamna Sandu a propus-o pe doamna Timpanu Maria, care exercită deja atribuțiile. Dacă sunteți de acord? Da. Domnul Șerche? Pentru. Unanimitate de voturi pentru. Mulțumesc. Trecem mai departe. Proiectul de hotărâre 2. Proiect de hotărâre privind abrogarea articolului 1 și modificarea articolului 3 din HCL 43/2021 și abrogarea articolului 1 din HCL 40/2020. Cine are ceva din obiecte? Sunteți de acord? Da. Să punem la vot. Cine este pentru? Domnul Șerche? Pentru. Unanimitate de vot. Mulțumesc. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 2 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, numărul 556/2006. Da. Are cineva obiecții la acest proiect? S-a discutat pe comisii. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Da. Domnul Șerche? Da, mulțumesc.
Trecem mai departe. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice. Are cineva de... Deci mai este luna aprilie, nu? Și ajungem la zi cu decontarea. Da. Cine este? Supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Domnul Șenchea? Pentru. Mulțumesc. Trecem mai departe. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetului local al Comunei Sărata pentru anul 2020. Dacă doamna contabil a lămurit, supunem la vot, da? Cine da. Este pentru? Pentru. Mulțumesc. Domnul Șenchea? Pentru. Mulțumesc. Unanimitate. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Sărata pentru trimestrul 1-2021. La fel, dacă mai sunt obiecții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Șenchea? Pentru. Mulțumesc. Trecem mai departe. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Grupul de Acțiune Locală Ploiurile Bistriței. Da, doamna primar ne-a lămurit cu suma aceea din proiectul cotizației. Dacă nu mai sunt obiecții, spunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul Șenchea? Pentru. Mulțumesc. Trecem mai departe. Unanimitate? Deci, da, da. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Sărata. Obiecții, dacă mai aveți? Nu. După ce îl mai studiem, așa, da, mai mult. Îl avem, îl putem studia și după aceea. Da, și eu spus la modificat. Da, în afară cu micile oricum, orice întrebări sau nelămuriri, puteți să mă contactați. Nu zic eu. Da. Dacă nu mai sunt obiecții, supun la vot. Nu cred că se poate schimba regulamentul cadru care este în funcție de cum vrem noi. Da. Am văzut că sunt acolo câteva modificări și la legea viceprimarului, două treimi, și noi se zice că nu vrem cu majoritate simplă și așa mai departe. Sunt unele prevederi care sunt stabilite prin alte legi și sunt obligatorii și unele care se adaptează la specificul fiecărui consiliu local, dar în principiu e cam cum a fost în regulamentul, deci nu e... Mai puțin mai modifici. Da. Da. Dacă nu mai aveți obiecții, spun la vot aprobarea proiectului. Cine este pentru? Domnul Șenchea? Pentru. Mulțumesc, în unanimitate. Supun la vot ordinea de zi pentru... Suplimentarea ordinei de zi. Cu cele trei proiecte și încep cu proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Comunei Sărata în AGA Sececrat și în AGA Adis Bacău. Deci am stabilit punctul de vedere al Consiliului Local va fi reprezentat de doamna primar. Da. Cine este pentru? Domnul Șenchea? Pentru. Mulțumesc, în unanimitate. Trecem la punctul numărul 2, iar suplimentării ordinii. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 332 metri pătrați, proprietate în privată a Comunei Sărata. Și aici dau cuvântul domnului Lazar pentru a consemna în procesul verbal obiecțiile care le are la acest proiect. Da, am primit proiectul cu 22 de ori în urmă și nu am avut timp suficient să studiez absolut tot. Am niște semne de întrebare de genul că planul de situație nu mi-este clar, nu știu, nu mi-este clar ce vindem. Vindem și Albea Părâului, Malul Drept. Nu mi-e clar ce se întâmple cu utilitățile viitoare. Vom avea drept de a trece utilitățile pe proprietatea care vindem sau nu. Asta ce am putut să aflu în 22 de ore. Probabil totul este în regulă, dar pentru mine, pentru că nu am toate datele, nu pot să iau o decizie validă în treaba asta. Mai ales că este un proiect important, HLE important, care are nevoie de majoritate calificată. Este important să iau o decizie cu toate datele pe masă.
Atât? Mai aveți altceva de... Da. Mai are cineva vreo obiecție la acest proiect? Păi să se specifice în procesul de treabă. O să trecem la procesul de tocmai ce o însemna, domnule. O să fie completare la proiectul de hotărâre. În contractul de vânzare să fie clauza. Pentru a permite accesul utilităților, dacă... Deci nu se concentrează albiarul, da? Nu se vinde. Hai să atunci să formulăm asta sub formă de amendament, da? În primul rând... Deci în planul de situații, într-adevăr, domnul Lazar are dreptate. Nu pot să zic că nu. În planul de situații la noi nu este clar. Este și albiarului sau nu este și albiarului? El este îngrădit. Nu avem nimic împotrivă pentru că este îngrijit, este ordonat. Dar faptul că este supus prevânzare, nu ar trebui să luăm o decizie, albiarului nu se vinde, nu se poate vinde. Poți deci intervii cu modificări de albiarul, poți intervii cu lucrări? Păi nu poți intervii cu lucrări, nu, asta e, dar nu ai voie tu legal, tu ca și consilier și ați văzut că în schimbarea regulamentului de administrație publică, zice că consilierul este responsabil pentru ceea ce votează. Probabil noi toți, adică nu probabil. Planul de situație, cuprinde și albiarului sau nu prinde și albiarului? Responsabil pentru ceea ce se întâmplă, de aceea va face domnul secretar un amendament cu probleme ridicate de dumneavoastră. Și cu acele clauze să fie stipulat în contractul de vânzare. Exact. Okay. Deci să nu fie, în planul de situație să nu fie și albiarul. Chiar dacă iarul va fi... Plus să permit accesul utilizărilor care se fac lucrări. Dacă în viitor vor fi lucrări pe partea aceea, partea să permit accesul... Să permit accesul lucrărilor care se... Bun. Atunci, haideți, conform regulamentului de organizare, să punem la vot amendamentele întâi, da? În primul rând, un amendament trebuie să fie acela că vom împuternici primarul să semneze contractul de vânzare-cumpărare. Da? Da. Sunteți de acord? Vă rog, spuneți la vot. Da. Da? Da. Așa. Al doilea amendament cu privire la specificația că albia nu poate să facă obiectul vânzării. Da. Și așa. Iar sunteți de acord? Da. Da. Cine este pentru? Da. Și un al treilea amendament cu privire la contract care va conține clauze privind acordarea dreptului de trecere a utilităților pe terenul cauză. Da. Ok. Sunteți de acord? Păi, o dată ce nu se vinde, nu are cum să nu dea voie. Da, dar nu trecem cu conducta de gaz în apă, adică pe poate să treacă pe malul. Și ăla o să facă o lipsă... Vine pe malul drept. Și în cazul e ok formulată. Da, 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 e bine formulată. Deci nu mai aveți alte obiecții. Sunteți de acord? Da. Cu amendamentul al treilea? Da, cel al treilea amendament? Ok. Și atunci să supuneți la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele specificate, da? Cine este pentru? Ok. Domnul Șenchea? Da, pentru. Deci 10, domnul Lazar se abține. Domnul Lazar se abține, da? Deci mai departe la proiectul numărul 3, prin furnizarea terenului în suprafață de 104 metri, proprietate privată a comunei Sărata. Dat fiind faptul că e aceeași problemă, nu? Cred că clauzele și amendamentele vor fi stipulate și în acest proiect. Planul de situație e clar la Bobârnac. N-ai ce să... Nu e aceeași treabă. Nu privești de albia râului, nu are treabă. El vine până la... Vine până în drum. Nu are treabă, este drum de trecere. Din drum și până în canal mai este loc. Nu e probleme, e drum, e domeniu public. Mai sunt 2 metri. La proiectul doamna ăsta... Doamna Sandu știe mai bine. Da, mai sunt unul, este loc. Cum? Mai mult de 2 metri, nu e problemă. Este loc, este. Dacă... Partiază mașina. Domnul Filip a constatat că... Noi am fost împreună. Păi, tocmai, exact când sunt... Proiectul a fost împreună de amendamente pe micropie. Deci se va introduce un amendament la fel ca la hotărârea anterioară cu împuternicirea primarului, da, să semneze contractul și cu utilitățile, nu știu dacă e cazul acolo, pentru că... Nu, nu are nimic acolo, nu are treaba. Da. Nu, nu, pentru că este drumul, este loc. Bine, este că până la tot proiectul numărării. Cine este pentru? Domnul Șechea? Pentru. Domnul Odată? Se abține. Da. Mulțumesc. Deci au fost epuizate toate proiectele de pe ordinea de schimbare.
Dar aici la ce e adresată? Nu, avem un punct liber, am tras limita. Da? Am păstrat. A zis unul și am crescut un punct. Trecem la diverse. Dacă mai aveți și alte întrebări? Eu la diverse vreau să ridic o problemă cu... A fost necaz acum aseară cu ploaia asta care a venit puternică. Este râpa lui Vodă, care e sus acolo. A venit aseară, a lucrat, a venit cu... Dă mizerie pe vecinii care pe râpa... Pe malul râpei Vodă, acolo... Și care-i vecinii care dă? Dă boarfe, dă bidoane, dă numai mizerie. Și a venit... Foarte mult timp. A venit la... N-are cum să arunce acolo. Trebuie să o mați și numai... Eu am vie pe partea stânga a râpei. Și eu văd și în partea dreaptă, vecinii care sunt acolo. Numai proprietarii pot să arunce acolo. Păi da, proprietarii, îi... Cine? Scripcarul? Îi Sascău? Familia Sascău și vine așa. Mai sus din Talpa, nu din Sarata, de sus din Talpa. Și în partea lui Sascău acolo, probabil că aruncă haine, cârpi, care nu le convine. Acum sunt bidoane, mizerii, dar sunt haine. Și le-a adus acolo și așa, noapte s-a lucrat acolo, în partea și deasupra băilor. Că vinea, acum nu vinea când vinea la băi, dar vinea așa supra... caselor care sunt acolo, proprietăților. Eu am fost aseară și în Palpa, dar vă dați seama că n-am cum nu, să fie în proprietățile lor private, să mă duc nu, nu, pe asta au fost la băi, în partea cieșă, ce au lucrat acolo. Am văzut același lucru se întâmplă și la băi. La băi s-a închis acel albi a râului. Nu mai poți interveni nici într-un fel acolo. Dacă episcopia nu-ți dă voie să intre acolo, nu poți să intervii. Deci, faptul că o închis... Unde? În curtea băilor. Ei lucrează acolo, pe domeniul lor. Păi lucrează, dar primăria, dar cum, unitatea administrativă, cum se intervine acolo? Trebuie să o nu să intervină, că fac ei, dar trebuie să o mați cetățenii care nu mai au deasupra. Să le facem o știință, adică să le facem în Consiliul Local. Suntem vecini, dar mai mult e la supra familiei, s-a scăuz, mulți acolo. Probabil nu le convine de asta, aruncă. Așa au fost întotdeauna. Așa au fost întotdeauna, știți cum e, că așa au fost oamenii noștri învățați, chiar dacă îi creăm condiții, îi ducem cu bere, tot ceea ce trebuie vine și grea cu noi, ei aruncă în spatele casei. Așa au fost obișnuiți. O să ne facem cu conștiințare? Eu am și eu care, dar eu mă lângă școala acolo la mine, că aruncă așa cu vecinii cei de la deal, dar eu am grijă de... Trebuie să-i conștientizăm, chiar și noi să spuneți în acolo. Local, puteți să le aștept în conștiință. Da, da, da. Prin fondurile europene care sunt, regularizare de torenți. Da. Și nu știu cum o să faceți acolo cu acel teren, că acum, e proprietate privată. Nu este proprietate privată. Și acolo, din curtea băilor, vine? Păi, bineînțeles. Și din dealul, din curtea lor. Păi, și vine din râpa lui Vodă, trece prin curtea lor, numai că au făcut... Dar ei au trecut acolo, știți cum au făcut, dar ei au trecut acolo. Trebuie să o ai acordul lor, nu? Bine, dar proprietarul sunt doi și îți face cei privat, proprietatea lor. Dar s-a și zis regularizarea părinților. Acolo este un părinț care vine pe toate dealurile, se adună și vine în canalul betonat. Prin curtea. Vine în canalul betonat. Prin curtea băilor. Care vor privat. Păi eu ce am zis? O decizie dintr-o asta luată are efect peste 30 de ani. Păi nu trebuia să o facă șansă acolo și... Păi nu e la neprunetat, adică e privat. Deci mai sunt vie, albea râului care nu-i zonă privată, să acolo la vale e zonă privată. Să scurge prin aici. Păi exact cum poate întâmpla pe aici. Asta e o decizie luată greșit, care efect este 30-40 de ani, știu eu ce s-a întâmplat. Păi albea râului sunt mai acces în zonă privată. Mai puțin s-a trecut de aici. Eu am fost recent acum cu abonă cu Cezara și cu la Băcescu și am fost problemă cu cei de la... Nu mai 50 de metri, că vreau să 50 de metri. Da. Doamna Piseca, nu dorește să... Apropo de buzunțelul care l-am achiziționat, în momentul de față, cine lucrează pe el?
În momentul de față nu avem băiat care să... Pentru că l-am achiziționat pentru... Într-adevăr, așa este, el a fost și garanție. Sunt foarte multe spații verzi care trebuie tăiate iarba. Într-adevăr, se lucrează și vede clar că băieții taie iarbă, dar sunt pe marginea șanțului, poate fi pus buldozerul să lucreze. Da, într-adevăr. Nu s-a rezolvat problema cu... Nu am rezolvat deocamdată, dar să știți că în cel mai scurt timp o să o rezolvăm. O să angajăm, o angajăm. O să fie plata cu oră. Plata cu oră. Plata cu servicii, prestări servicii, eu știu, două zile pe săptămână care o să punem să lucreze cu buldozerul. Da. Mulțumesc. Alte întrebări, alte sezizări, apoi ulițele astea care sunt mai înguste, vei mult craci, mulți copaci în afară scos, a trebuit tăiat cumva, nu poate să tăiat cu mașină, nu poate să tăiat cu mică, ocazia nu, tot la fel. Sunt ulițe la spital cu care mașini de pompei, mașini de... Eu sunt de acord fără probleme, dar fi și fața proprietății a omului care nu vrea să facă așa ceva. De exemplu, pe strada Vilor, acolo, dacă se duce un foc ceva, nu intră nici noi. Sau mașină cu prelată, sunt zgâritoare. Bine, ar mai fi mai mult uri, nu mai are. Da, dar acolo copacii sunt interioare. Ce zic, sunt interiorul, vreau să fac să ce e în față. Da, mi-a lăsat puțin de-a spus, da. Deci o să vorbesc cu consilierii locali, în fiecare zonă, lor de acolo, să înștiințeze proprietarii, să-și toaleteze pomii. Și atunci să rezolvă problemele. Nu poți fi dus și tai pomul, pentru că vine și zice, de ce nu mai ești ființat? Nu sunt de acord. Am mai discutat cu ea. Și atunci să stai acolo, să meargă pe burtă. Da, mă, și din cadrul ăla care nu cu un poartă, tu nu poți treacă mașina de pompieri la alt persoană. Domnul Argatu, dar consilierul local nu poate singur să meargă. Trebuie să meargă și cu reprezentante la primărie. Mare autoritate, asta singur ca să facă. Că știi ce spune? Ei, ai venit tu și o faci pe grozav. Deci știința poate. Deci științat, nu e un științat, să nu crezi că trebuie să spune. Erau oamenii și spunea, băi, dar mai tai și tu în fața porții, tai țiarba, tai surzicile. Bun. Hai să vedem ceva, ce din ședința. Da. Da. Dacă nu mai aveți alte probleme în discuție, propun închiderea ședinței de astăzi. Vă mulțumim pentru participare. Noi mulțumim.